Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din All The Mods 10. Iarăși un episod de All The Mods, știu, îmi doream eu să fi filmat Little Nightmares, dar am zis până la urmă, hai să mai facem încă un episod de All The Mods, deoarece vreau să ajung să pot produce Dry Ice pentru a răci monstrul ăsta de reactor ce l-am făcut în episodul trecut. Nu știu exact dacă Dry Ice-ul de fel nu se mai găsește el prin natură în mod pe curi, sau mă rog, în mod în general, sau a fost modificat de către mod pe cu ăsta pentru a nu se mai găsi. Ca idee, Dry Ice-ul se poate găsi în natură minând prin pământ, cel puțin așa era ultima dată în 1.18 când am jucat eu. Asta în Enigmatica 8 cu domnul Remus. Acum mai nou n-am găsit nicio bucată, nu m-am interesat să văd dacă e ceva feature nou de la mod, dar din câte m-am uitat eu în rețeta asta cum se poate obține, toate astea 3 rețete scrie în descrierea lor că ar fi făcute de către CubeJS, adică un editor al mod pe curilor de All The Mods, dacă nu mă înșel. Deci nu știu ce să spun dacă este sau nu din modul în sine normal sau este modificat în mod pe cu actual. Dar e important că vreau să ajungem să producem Dry Ice pentru a ne putea răci cât mai eficient reactorul ăsta ce ar trebui aici să vină respectivul Dry Ice. Pentru asta trebuie să ne facem noi, evident, o fermă de gheață. 2 bucăți de blue ice înseamnă un dry ice. Și am stat eu și m-am uitat peste ce variante aș avea de a putea produce gheață și nu prea avem așa de multe. Prima variantă, ce sincer n-aș prea fi vrut să o fac, deoarece deja ne-am jucat mai mult cu Mystical Agriculture, așa că am zis eu să mă mai uit ce alte variante am de a putea face gheața normală. Sunt câteva modalități, doar că nu sunt unele care să-mi convină mie. Dar avem noi aici din Modern Industrialization, un mod de care tot au tot mai tare în mod pe cu actual și eu l-am tot evitat, doar că astăzi m-am interesat destul de mult, am și testat cum funcționează anumite mecanici și până la urmă am ajuns eu la concluzia că nu m-am interesat sub nicio formă de informația asta, dar aș tinde să cred că e un fel de succesor a ce a fost odată Industrial Craft 2. Nu contează asta acum, dar are tot felul de mecanici și concepte ce le-am mai văzut și în Industrial Craft 2, mecanici și concepte foarte enervante, pentru care am stat atât de mult astăzi să mă prind cum funcționează și am făcut un dita mai drumul de ce trebuie să fac ca să încep într-un punct cu modul ăsta și să pot ajunge să-mi fac mașinăria asta încât să pot produce gheață. Deci să vedem dacă o să-mi reușească să termin astăzi tot, că nu sunt deloc sigur. Modul ăsta are el 2 părți. Una din ele este concepută din mașinării ce pot fi alimentate pe aburi, iar cea de-a doua e concepută din mașinării ce pot funcționa pe energie, doar că nu orice fel de energie, o să vedem imediat unde o să vreau să ajung cu chestia asta. Dar ca totuși să poți ajunge în punctul în care poți să alimentezi mașinile cu energie, trebuie să treci prin era bronzului, dacă pot spune așa, prin era aburului, era steampunk. Pentru asta o să trebuiască să ne facem de început, pentru că asta am găsit eu cea mai convenabilă variantă, Bronze Boiler. Să sperăm că o să și meargă, că ăsta chiar nu l-am testat. Bronze Boiler ce o să aibă nevoie de destul de multicel bronz și niște Fire Clay Bricks, care ăstea trebuie niște bricuri, nu știu de care, și ăstea se fac din Fire Clay Dust, care ăsta se face din Clay Brick Dust și praful ăsta se face dând cu ciocanul pe o nicovală într-un brick normal. Așa că dăm și mie un ciocan de diamant, poate? Nu cred că ar fi fost nevoie să-l facem tocmai pe ăsta, dar mă rog. Și pe ăsta am zis noi că o să-l folosim în combinație cu o nicovală. Clasicul sunet de nicovală. Și acum pe tine mi-am adus eu mașinările din partea cealaltă, ăstea basic cel puțin, ca să nu mai tot pierd eu timpul și XP-ul în partea asta, în partea cealaltă și tot teleportându-mă de colo-colo. Cum funcționezi tu oare? A, deci e o interfață, eu credeam că... A, și fii atent că nici nu trebuia să folosești ciocan, mă, de ce, doamne iartă mă, n-ai spus? Bă, ce mizerabil. Doar că e mai profitabil probabil cu ciocanul, da, asta e diferența. Am nevoie de un tank de bronz și acum ar trebui să pot să fac prima mașinărie. Nici nu m-am uitat. Am eu oare questline pe aici? Nu pare să fie. Mai bine așa, că dacă ar fi fost acum un questline și eu n-aș fi știut de existența lui și m-am interesat atât de mult și am testat, deși mod pe cum ar fi ghidat prin modul ăsta, cred că m-aș fi ofticat puțin. Și în teorie, dacă băgăm noi în tine un astfel de card, ar trebui să bagi apă, perfect. Aici o să vină niște cărbune, dar înainte să-l punem pe ăsta să se încălzească, să ardă cărbunele degeaba, care e primul scop al meu în modul ăsta. După lungi căutări, am realizat că mi-aș dori să fac un Universal Transformer. Ca idee, mașinăriile din modul ăsta ce funcționează pe energie pot fi conectate și alimentate doar cu energia produsă din modul ăsta. E o chestie stupidă, același concept cred că era și la Industrial Craft, cum am spus. Maxim ar fi enervat dacă nu aș fi avut un astfel de bloc, un transformator ce îmi permite să transform din alt fel de energie în energia necesară pentru modul ăsta. Ce, după cum se poate vedea, transformatorul ăsta nu e din modul vanila, este dintr-un add-on pentru modul ăsta. Deci ajung la aceleași cuvinte de dulce pe care aș vrea să le spun la multe moduri ce aveau pur și simplu o compatibilitate de asta de murei cu zile. Pentru a-l putea face pe ăsta am nevoie de câte 3 tipuri diferite de cabluri și un basic machine hull. Nu cred că are rost să intrăm mai mult în detalii de ce se află aici pentru că o să ajungem pe parcurs. Momentan cred că aș vrea să-mi fac cele 3 mașinării ce o să mă ajute în a face procesele astea. Prima dintre ele cred că o să fie bronze mixerul. Și uite, aici începe nenorocirea. Trebuie să fac nu știu ce copper blade pentru niște rotoare de cupru. Și avem 2 rotoare, mi-ar mai trebui mie orice fel de cabluri care bineînțeles că și astea au nevoie de 2 rotoare, după care un bronze machine casing cu care putem să facem un mixer. Acum nenorocitul ăsta de mixer, cum am spus, o să aibă nevoie el de putere, care e dată prin aburi și totodată o să aibă și el nevoie de apă dacă nu mă înșel, pentru că de primă instanță o să-mi doresc să facem procesul 1 din astea 2. Apă plus carbon dust sau coke dust o să-mi dea raw synthetic oil. Acum eu am uitat la amănuntul ăsta, sincer să fiu, deci ce variante am? S-ar părea că n-avem șanse să facem carbon dust-ul, așa că salvarea noastră ar fi coke dust-ul, ce ăsta putem să-l obținem dintr-un Coke Coal sau printr-un Coke Oven dacă punem direct cu niște Powder Coal. Deci o să avem nevoie de un Coke Oven, ce ăsta, din câte știu eu, este un multibloc. Coke Oven propriu-zis și 24 de bricuri. În ce perete să te mai băgăm și pe tine? O să presimt eu că o să ocupi un 3x3 din cunoștințele mele. Prin simple calcule, dacă fac 24 cu 1,25 și în teorie din 27, deci dacă fac ceva de genul ăsta poate... Ia să vedem. Status valid, da, am avut dreptate. Bun, și tu cum te alimentezi? Cred că și ție îți trebuie oare un input? Da. Hai să vedem acum cum reușim să facem un input de iteme, un output de iteme și un output de lichide. Cred că cele mai ușoare ar fi astea din bronz, nu? Aș fi atent că mi-arată și fără asta, ok. Îmi arată mie acum modul unde aș putea pune blocurile astea încât să fie niște blocuri compatibile unde să vină inputurile și outputurile. Adică, spre exemplu, pot să vin eu în locul ăstora 3 și să zic cu tine, cu tine și cu tine și ce-mi place e că preia textura de la respectivul multibloc. Pentru că, spre exemplu, dacă aș fi avut alt multibloc ce ar fi avut textura asta de bronz și ar fi păstrat textura aia așa un picuț mai galbenă. Mă rog, deci ăsta este item output-ul, item input și ăsta este fluid output. Îmi doresc eu niște coal. Și dacă te pun eu pe tine aici, oare? Ok, nu putea să fie atât de simplu, nu? Ce ți-o mai trebuie ție, oare? Pe bune că îți trebuie input de energie gen, adică aburi. Hai să încercăm noi cu un fluid input hatch, pentru că nu sunt prea sigur că dacă aș pune, spre exemplu, cu un input de energie ar funcționa. Deci dacă te punem pe tine aici, venim noi cu un laser node, doar ca să nu mai fac încă o sursă de apă. Punem pe partea cu tine să introduci și dacă te filtrezi eu puțin încât îți zic să tragi pe canalul 1, vă conectăm pe voi 2 și dacă băgăm noi acum în tine niște cărbune, începi ușor ușor să te încălzești, abur nu o să producă încă, trebuie să mai facă o leac mai multă căldură și oricum cred eu că nu o să văd abur decât da, uite-l aici. Ok, măcar am descoperit cum ar funcționa treaba asta. Acum cât de mult o să-i și ea să-mi producă ceva, nu o să știe, pentru că la cât de greu produce, sau nu, fii atent că a început deja. Pentru că ăsta e un detaliu pe care cartea din mod ți-l specifică. Nu prea e recomandat ca modul ăsta să fie folosit în colaborare, dacă pot spune așa, cu moduri de sisteme inteligente precum Refined Storage și Applied Energistics, pentru că e recomandat ca mașinăriile astea, deși consumă ele în continuu, să stea mereu pornite, pentru că cu cât sunt mai mult folosite, cu atât o să producă mai repede produsele lor. Păi bun, măcar am mai făcut încă un pas. Mai departe, ne trebuie nouă un macerator. Ok, hai să ne facem macerator. Te avem și pe tine, încă un card de fluide, la fel ăsta pe canalul 1, se insereze și te punem pe tine aici. Deja ești plin cu aburi și vreau eu Coke Coal. bag-l aici și hai că se mișcă destul de repede. În sfârșit am ajuns în punctul ăsta. Ce voiam să fac cu tine? Sintetic oil într-un mixer. Deci acum în tine, dacă aș avea și cum să intru, vreau odată la mână să introduci apă și de două ori la mână să introduci aburi. Și acum dacă te băgăm pe tine acolo, o să începi tu să-mi produci raw synthetic oil. Mai departe pe tine trebuie să te băgăm într-un Steam Blast Furnace încât să te facem synthetic oil propriu zis. Și evident că tu ești același nenorocire, un multibloc ce are nevoie de 33 de blocuri. Ia dă mie un wrench din modul ăsta. Ce nu-ți face el foarte greu cu 5 sau nu 6, da 6 bronze plate-uri. Trebuie să ții neapărat într-una de mâini și te pun pe tine jos. Și o să presupun că vii ceva de genul ăsta. Și acum mi-arată exact unde ce blocuri ar trebui să vină și eventual dacă greșesc cu un bloc, o să-mi zică că nu e bun. Bun, și tu ești online, acum ți-ar cam trebui ție niște input-uri probabil. Eu momentan o să-mi doresc să te folosesc doar la a face sintetic oil, deci doar un input și un output de lichide, zic eu. Pune prima dată input-ul pe canalul care trebuie și abia acum conectează-l. Aolo, și tu ai nevoie de input de abur, nu? Deci mai trebuie un input hatch. Bagă la cică, nu mai știu unde să le mai pun. Pune-l pe ăsta aici, care ne berea canalul acum pentru aburi, că nu mai știu. Canalul 1. Așa și așa. Ăla-i, mă. Te punem pe tine aici, la fel nu te conectăm. Vreau să scoți din tine pe canalul 3 și o să-mi introduci mie în mixerul ăsta tot pe canalul 3. Și acum, pentru ce neba avem nevoie de sintetic oil-ul ăsta? Ca să fac eu, unde neba e, mă? Rubber sheets cu niște hârtie. Deci tot chinul ăsta de vreo oră și ceva, pentru mine cel puțin, a fost doar ca să fac unul dintre materialele necesare pentru ceva ce o să fie necesar în asamblarea transformatorului ăstuia. Aici, spre exemplu, aici, spre exemplu, și cred că cam atâta. Doar în astea două locuri, dar nu contează. Vai și amar ce am putut să fac în beciul ăsta, subsolul ăsta, ce-o fi el. Cred că o să trebuiască să-mi fac încă un etaj pe episodul ăsta, să mor de nu. Hai doar să trecem noi mai departe și să ne facem următoarea mașinărie, un steel wire mill. O să am eu nevoie de niște compress carbon, nu compress, enrich carbon, că nu de alta, dar ar fi o variantă să ne apucăm să facem stilul prin modul ăsta, dar în prezent chiar nu vreau să stau să fac așa ceva, deci doar bagă tu ăla acolo. Și cât era, mă, 16 bucăți parcă? Ba nu, câte 32 de bucăți pentru fiecare 8 enrici carbon. Una bucată rotor de bronz, fă moara vieții de cabluri că nu mai pot. Mie ar fi în teorie moara de fire. Unde să te mai punem și pe tine acum ca să profităm de cât mai multe fețe ale unui laser node? Cumva aici poate? Și acum trebuie să facem noi câteva cabluri. De ce pot să pun ghost items aici? O întrebare foarte bună. Deci o să am eu nevoie de cabluri de aluminiu, tin și electrum. Doar că până acolo, cred că vreau să mă apuc de ăstea ca să nu stau cu fel și fel de cabluri prin inventar. Așa că am zis că nu facem momentan cabluri. Redstone battery. Ăstea o să aibă nevoie de ceva battery alloy plate, care battery alloy-ul ăsta, ce se face printr-un mixer? Da, mixer ar fi cea mai bună variantă. Din ce nebăie asta, mă? Antimonii și LED. Stai că pe ăsta nu l-am văzut. Ce, doamne iartă, mă, e antimonii? Mă, se vezi acum că nu am de ăsta. Îmi găsește? Aha, hai că îmi găsește, mă. M-a speriat, credeam că acum vezi că nu am de unde să fac rost, dar nu. Avem și battery alloy dust-ul, bagă-l tu la prăjit și să sperăm că o să fie destul cât să ne facem transformatorul vieții. Pentru o baterie ne trebuie câte 4 și 1, ori două baterii ar trebui să vină 8 și 2. A, asta e corect, că asta nu poate să fie făcut în icoval, trebuie neapărat făcut în compresor, mă. Una bucată compresor, care tu o să vii cumva aici, la fel te alimentăm noi cu aburi și am zis că îmi trebuie 8 curved nu știu ce. Deci odată la mână bagă să facă 8 plate-uri. Ia stai așa, că parcă e un feature totuși treaba asta. Dacă vin eu cu niște gunpowder și dau pe ăstea, pot să le dau speed up ori 2, nu? Da, mă. Ia uite. Pentru 2 minute ești nebun. Și ne mai trebuie decât analog circuit. Care ăsta, să mor eu, o tonă de cablu de cupru. Și ia că-s curios, oare se stachează? Da, mă, se stachează, fii atent. Interesantă mecanică și asta. Sunt curios dacă ajunge cum ar veni să se supraîncălzească, să bubuie sau ceva. Și uite, cu asta cred că oficial putem să ne facem noi Basic Machine Hull-ul, cu care ulterior să ne facem un Universal Transformer. Deci după atât de multă muncă, în sfârșit am ajuns în punctul ăsta. Cât a putut să dureze mâncala și să mor eu. Deci toată munca asta, de nou spun, am făcut-o din motiv că Mașinările pe electricitate din modul ăsta pot fi ele alimentate de fel doar cu energie produsă de generatoarele doar din modul ăsta. Universal Transformerul ăsta îmi permite mie să pot conecta orice fel de conductă de energie la el și apoi cablurile din Modern Industrialization către o altă mașinărie încât să o alimenteze. Adică pe scurt este un fel de energy acceptor din Applied Energistics 2, să spunem așa. Și acum, de unde începusem eu cu ideea de la episodul ăsta? Am zis că vreau să fac gheață. Pentru asta o să-mi doresc eu Vacuum Freezer. Aici acum să vedem ce îmi trebuie, pentru că nu m-am uitat mai departe. Îmi trebuie niște pompe mari, Advanced Machine Hull, Aluminium Large Plate și Electronic Circuit. Deci din punctul ăsta ca idee eu nu m-am mai interesat ce îmi trebuie, ce materiale îmi trebuie. Singurul lucru pe care l-am făcut a fost doar să testez dacă merge cum îmi doresc eu mașinăria asta și merge destul de bine. Doamne, ia-mă ce aici, aolo, mă ia capul. După mai multe analize despre ce materiale trebuie să fac exact și câte mașinării trebuie să mai fac pentru a produce respectivele materiale, am ajuns eu la concluzia că o să amânăm craftarea respectivului Vacuum Freezer pentru că nu stau acum, o să mă întind foarte mult și cu videoclipul și nu-și merită acum efortul să prelungim videoclipul probabil peste 30 de minute, doar ca să facem așa ceva și o să fie doar crafting peste crafting peste crafting. Și zic eu că astăzi mai vreau să mai fac, aș spune două, dar chiar o să zic trei lucruri. Mai exact, odată la mână, vreau să ne upgradăm Infinity Range Booster-ul ăsta, să ne facem un Dimensional Card și dacă facem așa, avem noi infinit rază oriunde am merge, adică și spre exemplu dacă merge aici, avem acces. Întorcându-ne noi înapoi, am discutat eu despre faptul că nu prea avem atât de multe variante de a putea obține minereurile astea din modul Allthemodium atât de ușor, spre exemplu cu Digital Miner-ul. Apoi am văzut eu că avem posibilitatea să ne facem niște quarry-uri din Modern Industrialization și am zis că gata, mă apuc de modul ăsta odată la mână ca să fac power și totodată ca să fac și respectivele quarry-uri. Doar că testând și văzând în sine cum funcționează astea, nu sunt niște quarry-uri cum mi-aș dori eu, funcționează exact pe același principiu ca și Digital Miner-ul, astea cu un drill de gold, astea cu un drill de titanium, astea cu un drill de steel, nu știu ce fel de drill și ce mi se pare amuzant că poți să minez până și cu un Digital Miner. Așa că astea două ies complet din ecuație și între timp m-am interesat și despre quarry-ul din Quarry Plus și e exact ce îmi doream. Pentru cine știe cum funcționa quarry-ul din buildcraft-ul ăla original, cred că din 1.2, ăsta funcționează fix pe același principiu. Problema e că, după cum se vede, se face destul de foarte greu. Momentan o să vreau să-mi fac upgrade-ul masiv, să trecem odată pentru totdeauna la următorul nivel de târnăcop, anume cel de Allthemodium. Înainte să fac eu o prostie, pentru că am făcut rost de ăsta în episodul trecut, hai să-l și multiplicăm. Și acum, momentul mult așteptat, un lingou de netherite, dar stai că eu acum am realizat că eu n-am template-ul normal pentru netherite, nu? Stai să-ți tragi palme, da, nu l-am pe ăsta normal. Atunci presupun că o să împușcăm doi iepuri dintr-o lovitură, pentru că vreau să mă duc acum în căutarea unui bastion, pentru că aparent următorul tier de Smithing Template, adică pentru Vibranium, se găsește tot într-un bastion din Nether, doar că la fel prin același proces de curățare cu peria, doar că de data asta trebuie să ne uităm după ceva numit Suspicious Soul Sand. Mă, deci mama e de treabă cât am putut să stau să caut după 8 Eco Shard-uri să-mi ba piciorul de nu. Mai trebuie să mai caut încă un Ancient City nenorocit pentru simplu fapt că nu am găsit în primul. Și după atâta chin, în sfârșit avem și noi un, tot o să-i spun Structure Compass, dar e Explorers Compass, care de nou, ăsta o să-mi permită mie să-i zic ce fel de construcții aș vrea să-mi caute. Și hai să mergem în Nether odată că 2 ore și ceva de când tot vreau să fac chestia asta și n-am mai apucat. Bun, am zis Bastion la 200 ceva de blocuri. Uite-l. Oricum știam că se află pe aici pe undeva, dar nu mai ținem minte exact unde. Aleluia, mă, am găsit măcar unul din ele. Acum măcar pot să-mi concentrez atenția pe a găsi cealaltă nenorocire. A, în sfârșit, cred că am găsit ce căutam. Ăsta e, mă, ăsta e, n-are cum să fie altceva. Ăla e, mă, ăla e, mă. Dă-l încoacă, te-am căutat 3 bastioane. Bun. Acum dă-și mie o cale de ieșire, te rog eu. Că vreau să plec de aici, din iadul ăsta la propriu. Dar ia știi ce? Ia să-mi fac eu aici pe loc un smithing table. Bun, pune-l jos și de prima instanță ca să nu pierdem din prostie netherite upgrade-ul, fă-mi un dublu și tu ce ai nevoie? Ai de capul meu cu Allthemodium. Ok, nici n-am în plan să te fac eu acum, dar putem în sfârșit să venim așa, așa și așa. odată, după care venim cu tine și facem așa, așa și așa. Și avem târnăcopul nostru de Allthemodium. O să fie clar că ăsta n-am cum să-l folosesc în bază pentru că sparge prea repede. Mă rog, am vrut să facem asta direct aici pentru că dacă ați văzut voi, am găsit la 300 și ceva de blocuri în partea aia un minereu de Vibranium și ăla nu e singurul, am mai găsit pe altundeva cu ceva mai multe zile încă un minereu de Vibranium pe care mi l-am notat și cred că o să mergem și la ăla. Uite-l și hai la tata! Din păcate nu e el minereu cum trebuie, adică să-l fi dublat mai mult, adică doar poți să-i dă o dată dublaj, nu? Da, doar o singură dată. Acum hai să vedem unde am pus eu celălalt ore de Vibranium la 90 ceva de metri, ești nebun. Și cine știe, poate până ajung acolo, poate mai zăresc eu unul așa, random. Și uite exact ce ziceam, încă un minereu de Vibranium. Uși, fii atent că mi-a aplicat cumva fortune pe el. A, da, corect că eu am Lucky Scarf. Sunt curios dacă de fel poate să pice mai multe sau mi s-a aplicat fortune pe care l-am eu de la artefactul vieții. Și uite și originalul. Bun, hai să ne întoarcem noi acasă. Unde cred că o să punem și capătul episod, pentru că deja cred că ne-am strâns cât să fie măcar 20 de minute. Sunt puțin dezamăgit de mine că n-am apucat să fac respectivul freezer încât să pot automatiza cum trebuie respectivul reactor din Paua. Ar trebui ca asta să o rezolvăm pe următor episod, garantat trebuie să o rezolvăm pe episodul următor și poate reușim să ne facem și materialele necesare încât să ne facem quarry-ul din Quarry Plus. Astea fiind spuse, eu să sper că v-a plăcut acest episod și dacă v-a plăcut, uitați să lăsați un like. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată, iar eu nu am altceva de spus decât o zi frumoasă în continuare să vă urez. Bye bye!